Hei, fetelor, dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu părul meu, e bine, clipul a fost realizat înainte de a mă vopsi, de aceea am încă rădăcini. Also, între timp au fost decernate și premiile Digital Divas, iar eu am câștigat premiul întâi la Best Beauty Blog și premiul întâi la Best User Video in Blogging. Și vreau să vă mulțumesc mult, mult, mult de tot pentru voturi și pentru susținere. Hai, fetelor, pentru că v-a plăcut unboxing-ul de data trecută cu noutățile Sephora pentru primăvară, m-am hotărât să fac unul și cu noutățile de vară și o să-l facem în aceeași manieră. Nu știu ce se află înăuntru și o să aflăm împreună. Ok, asta este conținutul. Ok. Sephora Jelly Mask, Moisturizing and Energizing Vitamin Cocktail. Și arată așa. Pielea este hidratată, energizată, mai luminoasă și efect imediat de iluminare. Ia să-l vedem. Ok, deci arată așa și sunt șase astfel de tablete. Ok, deci e o mască facială. Scrie undeva cum se aplică. O dată sau de două ori pe săptămână. Aplicăm geleul pe față și pe gât și lăsăm 50 minute. Aplicăm excesul dacă e nevoie și apoi nu e nevoie să clătim. Și pentru un efect și mai intens, să punem o singură doză în frigider 30 de minute înainte de folosire. Deci nu se clătește, se aplică pe față, se aplică pe față, se înlătură excesul dacă există și se lasă 50 minute. Nu. Deci se aplică pe față, se lasă 50 minute, se înlătură apoi excesul dacă există și nu e nevoie de clătire. Foarte tare, de-abia aștept să încerc chestia asta, chiar sunt curioasă cum arată. Apoi, de la Sephora, Sandesk, un face bronzing powder, foarte tare. Țin minte că aveam una de asta când eram puștoaică, prin clasa a 12-a, cred. Cred că țin minte și cam și o poză. Ia să o găsesc. Au, ce plătie. Ok. E mată din câte văd. Pare să fie ok pentru tenuri deschise și medii, nu? Dar cred că o să revin cu un review pentru asta sau o să mă vedeți folosindu-o în tutoriale și poster de machiaj. Mai departe, o altă pensetă și de data asta este mini și foarte, foarte cute. Nu știu exact cum se deschide. Mă simt foarte proastă uneori. Nu pot pune, cum se deschide chestia asta? Auzi aici. Așa. Ce cute e. Ok, so e o pensetă mini, ce să mai adar la vale. Așa, foarte, foarte cute. Înainte probabil să tragă acele fire scurte care ne deranjează. Cred că e ok de aplicat și gene false, așa fiind mai mică. Nu te deranjează la fel de rău, mai ales când aplici din acelea individuale. Cred că pentru asta o să și folosesc, pentru aplicarea din orice fase. Sephora Pomegranate Eye Mask. Arată așa. Foarte simplu, da. Sunt două paduri așa care vin sub ochi. Se lasă 15 minute. Și nu trebuie clătit. Îmi plac chestiile astea care nu trebuie clătite. Deci doar se aplică, se lasă și după aia dau un look energetic. Odihnit. Bun, chiar o să-l încerc asta, sunt foarte curioasă pentru că în ultimul timp am observat că dimineața mă trezesc cu ochii foarte umflați, foarte puffy, îmbătrânesc, aceasta este explicația și poate asta o să mă ajute cât de cât. Ok, mai departe, Rexalin Hydrating Micellar, cum se pronunță micelar în engleză? Ok, water, face and eyes. Bun, deci e un demachiant, da? Hmm.
nici acesta nu este, nu trebuie clătit. Deci, din nou, un produs care îmi place foarte mult. Nimic din noile produse Sephora nu trebuie clătite. Practic, nici pudra bronzantă. Glumesc, pe aia trebuie să o demachiem. Dar sunt foarte curioasă să văd ce face acest produs. Nail Patch Art. Da, sticăre decorative pentru unghii. Sunt foarte cute, sunt foarte pretty, dar sincer nu știu dacă reușesc să mi le aplic singură. Ei zic că e foarte ușor. Nu mi se pare foarte ușor. O să încerc și o să le postez pe blog. Și dacă mi-a ieșit mie, cu siguranță o să vă iasă și vouă. Pentru că în ceea ce privește unghiile, mi se pare că sunt super antitalent. Tot de unghii avem această ojă Nails Ink Gel Effect. Culoarea e superbă. Deci, culoarea mea unui merit maxim. Albastru este culoarea mea preferată. Chiar sunt curioasă să văd dacă e așa, un așa efect. Ia, chiar să vedem de fapt. Ok. Așa că formula arată chiar foarte bine, nu? Așa mi se pare. O să mă dau cu oja și o să revin pe Facebook cu o poză cu manicura, să vedem dacă este într-adevăr gel effect. Avem acesta de buze, Oil Infusion, Color and Care, deci oferă și culoare și hidratare, cu care știți că mi-o place foarte mult la un produs de buze. Nu mai sunt proastă data asta, știu cum se deschide. Ia să vedem. Extraordinar cum am putut să mă dau pe lângă. Da, e un produs sheer, hidratant, într-adevăr. E ok pentru vară, îmi place. Mai departe, Craig & Carl Sephora Colorful 5 Pastel to Pop. Deci sunt niște farduri, mai exact. Pastelate, niște farduri. Aplicat, aplicat. Oricum nu folosesc. Deci astea sunt fardurile. Așa. Foarte pigmentate. Chiar foarte pigmentate, mă mir. Uitați-vă la ele, chiar sunt super, super, super. De-abia aștept să le folosesc. Și mate. Foarte tare. Bine, în afară de asta, galbenul ăsta este sidefat. Dar celelalte sunt mate. Și avem și un bej, bejul cum o fi. Foarte tare. Și e frumos și designul. Chiar o să fac un look cu această paletă. Mi se pare foarte tare. Outrageous Lashes, Perfect. Oh, The Tips of Lashes. Ia uite ce drăguț. Am avut niște genefasuri odată așa. Cu perle în capăt, țin minte, n-am folosit pentru un machiaj pe blog, dar nu înțeleg de ce arată așa, vizualul e așa și cum se aplică, că nu înțeleg. Deci, Outrageous Lashes, Perfect for the Tip, apply generously to the eyelashes, avoiding any contact with the eyes. Eu. Mie îmi pare ca un... This is so pretty! Vai! Da, e foarte pretty și foarte ușor de folosit. Foarte drăguț. Uitați că mai aplic câteva și după aceea au zoom in. Ha! The Pore Professional License to Blot Instant Oil Blotting Stick. Deci este un stick matifiant de la Benefit. Poate fi folosit el individual sau peste machiaj. Se aplică lightly pe față utilizând mișcări scurte.
Packaging-ul de la Benefit e întotdeauna superb. License to Blood, Invisible Finish. Bun, hai să vedem cum funcționează. Foarte tare. Deci asta este... Doamne, ce drăguțe sunt perluțele astea, zău! Ok, revenind. Ce ziceam? Minimalizează aparenția porilor. Ok, deci e un produs foarte bun de purtat în geantă cu voi. Dacă știți că aveți probleme cu tenul, e uleios, pe parcursul zilei devine strălucitor și așa mai departe. Ăsta e un produs foarte bun de avut în geantă, îl aplicați peste porți, peste zonele unde strălucește și matifiază tenul. De la Too Faced Dark Chocolate Soleil Deep Tan Matte Bronzer. Eu folosesc bronzer de la Too Faced, cred că de vreo 3-4 ani. Sunt la al 4-lea probabil, nici nu-mi dau seama. Și acesta, din câte înțeleg, este deep și tan, deci e mai închis decât celelalte. Uitați-l aici, în comparație cu cel de la Sephora. Deci ăsta este de la Too Faced și ăsta era de la Sephora. În comparație, cel de la Sephora e mai are o tentă mai roșiatică. Iar acesta e mai maro, mi se pare mai potrivit pentru bronzing decât cel de la Sephora. Bine, mai potrivit pentru contouring, pentru că puterea de la Sephora puteți să o folosiți fix pentru asta, pentru bronzing, nu pentru conturare. Blush de la Sephora, I'm Shocked, se numește nuanța. Într-adevăr, este o nuanță foarte intensă, fucsia. Da, foarte vibrant, foarte intens, foarte șocant, foarte pink. Da, foarte tare. Nu știu dacă o să am vreo clientă suficient de curajos încă să încerc asta, dar eu cu siguranță o să-l folosesc. Foarte drăguț. Mai ales dacă mergeți pe un look. De exemplu, cum am eu machiajul acum, chiar ar fi fost ok. Pentru că e destul de light la ochi și light la buze, deci puteam să insist puțin pe obraj să fie mai un pop de culoare. Și ultimul produs, Invisi Bubble Herring. Sunt niște, tot roz neon, niște elastice de păr care teoretic nu strâng, nu... no split ends, strong grip, avoid headaches. Asta e perfect. Nu știu dacă mi se întâmplă numai mie, dar când îmi strâng părul foarte sus, am întotdeauna dureri de cap. Ia să vedem. Bine, probabil nu o să o simt chiar acum, dar măcar să văd cum îl ține. Și e traceless, în sensul că după ce-l dați jos, nu o să rămână părul modelat de la elastic, cum se întâmplă de cele mai multe ori. Zău, nu puteam să fac și o coadă mai ok? Nu puteam. Îmi vede și rădăcinile. Super, sunt o coadă deosebită. Specială. Și ne-a rămas o urmă? Nu, dar nici n-a stat foarte mult. Ok, hai să mai încercăm o dată. Tot urte. Și cam asta au fost produsele. Sper că v-a plăcut să le descoperiți împreună cu mine. Ca de obicei, vă mulțumesc super mult pentru atenție. Nu uitați să dați like și subscribe, chiar dacă arăca o nebună în momentul ăsta și mi-am făcut cea mai urâtă coadă de pe planetă. Și cam atât. Pa!